Bună dimineața! Bine ne revenim la o nouă conferință de presă prin care îmi propun să vă aduc la cunoștință câteva din activitățile desfășurate în săptămâna trecută și ceea ce ne-am propus pentru această săptămână. În ceea ce privește lucrările de investiții de pe raza municipiului Roman, continuăm pe toate șantierele pe care le avem deschise. Ca și element de noutate de săptămâna trecută, am început pregătirile pentru asfaltare la un nou ansamblu de străzi din cartierul Nicolae Bălcescu. Este vorba de străzile de strada Zambilelor, de strada Cărămidăriei și fundătura Cânepii. Ulterior, obținem ultimele avize în această săptămână și vom demara lucrările la rețeaua de preluare a apelor pluviale de pe celelalte străzi din cartierul Nicolae Bălcescu, urmând ca ulterior și aceste străzi să intre la asfaltare. E vorba de un ansamblu de 8 străzi, acestea pe lângă cele 3 străzi care au fost deja modernizate și pe care continuă lucrările. E vorba de strada Mărului, strada Pescarilor, strada Ogniței și strada Tinosului. De asemenea, tot în ultima etapă a obținerii avizelor pentru extinderea de rețele de gaze naturale și sperăm ca în circa 2 săptămâni maxim să înceapă și lucrările de extindere a rețelelor de gaze naturale. Spun eu că și prin realizarea acestei extinderi de rețele de gaze naturale, întreg cartierul Nicolae Bălcescu să fie modernizat. Așteptăm încă evaluarea de la proiectul cu finanțare europeană care prevede reabilitarea școlii Carol I din cartierul Nicolae Bălcescu împreună cu asfaltarea celor 4 străzi, Sărata, Salcii, Prundului și Zebrei, astfel încât în totalitate, în tot orașul, în anul 2020, să avem asfalt pe străzile din municipiul Roman, așa cum s-a promis. De asemenea, se lucrează și la reabilitarea trotuarelor. Sperăm ca în jur de 28 octombrie să fie finalizate lucrările la lotul 1 de trotuare, Sucedava Miron Costin, după care vom începe lucrările la celălalt lot, lotul 3 de pe străzile perpendiculare pe strada Eternității și Bulevardul Roman Ușat, străzile din zona parcului municipal. De asemenea, se lucrează la bordurarea străzii Mihai Viteazu, trotuarelor de pe strada Mihai Viteazu, astfel încât, de asemenea, spre sfârșitul lunii octombrie, să fie finalizată această lucrare de bordurare până la strada Tirului și ulterior Consiliul Județean să poată veni să toarne covorul asfaltic, așa cum s-a promis în această primăvară. Practic, promisiunile făcute de Primăria Municipiului Roman în ceea ce privește realizarea sistemului de canalizare și de preluare a apelor pluviale și de amenajarea trotuarelor să fie finalizate și covorul asfaltic să fie turnat de Consiliul Județean. De asemenea, se lucrează la trotuare și pe strada Primăverii, acolo unde sperăm ca spre sfârșitul acestei săptămâni să finalizăm montarea pavajului și ulterior să începem și partea a doua din acest lot de reabilitare a trotuarelor cu scoaterea bordurilor de pe strada Bogdan Dragoș. Vom porni de la podul dinspre Gâdinți spre centru. Într-o primă etapă vom lucra până la școala Carol I și încetul cu încetul și în funcție de condițiile meteo să avansăm cât mai mult cu aceste lucrări. De asemenea, pregătim și celelalte proiecte de investiții, atât cel din Bulevardul Republicii, unde pregătim după data de 21 octombrie terenul pentru turnarea tuturor aleilor care nu presupun bordurări și ulterior să intrăm la defrișarea spațiului care este îmbătrânit și pregătirea terenului
pentru amenajarea de alei noi și de parcări, de modernizarea întregului ansamblu din această zonă. Și de asemenea, tot începând de la spre sfârșitul acestei luni, începutul lunii noiembrie, să pregătim trei parcări noi din programul de împrumut. Este vorba de parcarea de pe strada Bradului, parcarea de pe strada Panaite Donici, blocul 6 și tineretului blocul 2, astfel încât prin aceste trei parcări, practic, să ne apropiem de finalul investițiilor pe care ni le-am propus pentru acest an și, de asemenea, din fondurile proprii și cu echipa primăriei municipiului Roman, vom finaliza în această săptămână amenajarea și parcării și turnarea covorului asfaltic într-o zonă mai amplă. Este vorba de blocurile 6, 8, 10, Ștefan cel Mare și o parcare nouă în spatele blocului 7 de pe strada Cuza Vodă. Bordurăm în continuare și pregătim terenul pentru asfaltarea parcării de pe fundătura crizantemelor blocul 1A, astfel încât tot în această lună să fie finalizate și aceste lucrări. De asemenea, ne propunem pe mai departe, așa cum spuneam, sperăm noi undeva în jurul datei de 28 octombrie să începem și lucrările de extindere a rețelelor de gaze naturale, odată cu ultimele avize pe care le așteptăm. Și dacă vom avea parte de o toamnă cât mai lungă, mare parte din aceste lucrări să se și finalizeze. Din păcate, durata obținerii avizelor este foarte mare, dar sunt convins că prin toate eforturile pe care le-au făcut și colegii mei vom reuși să finalizăm aceste documente, să semnăm autorizațiile de construire, astfel încât toate marile lucrări de investiții să poată demara. De asemenea, așa cum v-am promis, după vizitele pe care le-am făcut în teren la operatorul regional de apă, Apa Serv, la Spitalul Municipal de Urgență Roman, în această săptămână, miercuri, vă invit să mergem împreună la stația de sortare și de transfer a deșeurilor de la Cordun. Miercuri, așa cum v-am promis, am organizat această vizită la operatorul de salubritate pentru a înțelege mecanismele în care funcționează sistemul de management al deșeurilor și împreună să depunem eforturi pentru a conștientiza populația asupra necesității colectării selective și de asemenea să încercăm să mediatizăm cât mai mult impactul pe care îl au deșeurile asupra populației, asupra orașului nostru și împreună să ne dăm mâna pentru a avea condiții cât mai bune pentru colectarea și depozitarea deșeurilor. Așa cum vă spuneam și în urma vizitelor pe care le-am făcut în alte țări și sunt convins că și fiecare dintre dumneavoastră ați fost în alte țări, nu există o metodă patentată, o metodă brevetată care să fie o cheie a succesului garantat, ci trebuie să ne adaptăm în funcție de realitățile de la nivelul fiecărei comunități pentru a identifica soluția optimă pentru a avea un sistem de colectare și de depozitare a deșeurilor cât mai bun. Sigur, printr-o implicare comună a autorităților publice locale, a operatorului de salubritate, dar nu în ultimul rând al cetățenilor, al populației, pentru că trebuie să fie un parteneriat între ei pentru a avea un oraș cât mai curat. Și e foarte important să avem și sprijinul autorităților centrale în condițiile în care v-am spus că îmi doresc schimbarea modalității de sortare a deșeurilor, să împărțim doar în două fracții, fracția umedă și fracția uscată, pentru că, așa cum veți vedea și dumneavoastră la stația de sortare, oricum toate aceste deșeuri reciclabile trec prin banda de sortare și pot fi recuperate și valorificate într-un număr cât mai mare aceste deșeuri reciclabile. De asemenea, așa cum ați fost anunțați și public,
Săptămâna trecută s-a efectuat și ultimul tratament împotriva insectelor care dau anumite bătăi de cap romașcanilor. E vorba de ultima acțiune de dezinsecție împotriva țânțarilor. Prin acest lucru am eliminat, să spunem, ultima populație de țânțari, cea care generează și ouăle pentru anul viitor, ceea ce înseamnă că cel puțin în prima parte a anului viitor, în mod normal, nu ar trebui să avem probleme cu aceste insecte, în speță cu țânțarii. Cam acestea au fost activitățile pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință. În rest, vă vom comunica în timp util și detalii organizatorice pentru vizita de la stația de sortare și transfer de la cordon și, de asemenea, voi fi prezent aproape în fiecare zi a săptămânii la mai multe șantiere de pe raza municipiului Roman și vă voi aduce la cunoștință ultimele noutăți privind evoluția lucrărilor de la aceste șantiere. Bună ziua, în legătură cu asta, dar mi-a evitează sperați să mai vină Consiliul Județean să asfalteze? Dacă ultimele discuții pe care le-am avut Consiliul Județean au dus spre concluzia că se apropie de semnarea contractului pentru întreținere drumuri județene, ceea ce înseamnă că undeva spre sfârșitul acestei luni, contractul este operațional și poate fi pus în practică. Dacă nici de această dată nu se respectă promisiunea, pe același principiu, că ne putem organiza și singuri, vom căuta soluții pentru a turna covor asfalt pe această stradă din contractul primăriei municipiului Roman, dar asta înseamnă că vom lăsa la o parte câteva alte străzi pe care le consideram ca și prioritare în primăvara anului viitor. Ați vorbit personal cu domnul Discuțiile, ultima discuție personală cred că am avut-o undeva în vara acestui an, restul am purtat discuții cu personalul tehnic din cadrul Consiliului Județean. Discuțiile au mers în ideea că se va turna acest covor asfaltic în această toamnă. Mulțumesc! Ce așteptări aveți de la viitorul guvern în ceea ce privește sprijinirea comunităților locale și când credeți că vor veni primele fonduri? Va mai avea loc sau nu acea rectificare de guvern? Că am impresia că guvernul demis nu mai poate face o rectificare. Da, eu vreau să vă fac o precizare care mi se pare foarte, foarte importantă. Și din câte am înțeles, guvernul se va reuni azi într-o ședință și va lua o măsură de repartizare a unor sume către primării. Nu este vorba de o rectificare bugetară, ci este pur și simplu repartizarea către primării a celor sume care au fost deja alocate prin rectificarea din vară. Deci acest lucru tehnic, legal, este posibil. În legătură cu prima parte a întrebării dumneavoastră, haideți să vedem prima dată ce guvern va fi. Indiferent totuși de structura guvernului, de culoarea politică a guvernului, este clar că orice guvern al României trebuie să facă câteva reparații morale și materiale pe care fostul guvern le-a adus unităților administrativ-teritoriale, tuturor primăriilor, prin două măsuri în anul 2017 și 2018 care au afectat foarte mult bugetele locale și care au dus la o criză fără precedent în administrațiile publice locale. Cred eu că este primul lucru pe care trebuie să-l facă, întrucât cel puțin în zona urbană sunt ca și număr de populație reprezentați peste jumătate din populația României și în același timp motorul economic
al României este dată de zona urbană și este evident că acest lucru trebuie să se resimtă. De asemenea, din punctul meu de vedere, trebuie continuate și aceste programe naționale tip PNDL, pentru că reprezintă o șansă pentru comunitățile rurale de a se dezvolta și de a avea investiții, însă, repet, fără a afecta bugetele zonelor urbane. Chiar și PNDL-ul 3, ăsta care e atât de contestat? Din punctul meu de vedere, eu vă spun, PNDL-ul reprezintă o șansă pentru comunitățile rurale. Eu trebuie să fiu corect, nu pot să vorbesc numai în dreptul municipiului Roman, deși eu vă spun că, a principiu, m-ar interesa resurse cât mai multe la nivelul municipiilor, însă trebuie să avem grijă și de comunitățile rurale și acolo locuiesc cetățeni și, repet, PNDL-ul reprezintă o șansă pentru comunitățile rurale de dezvoltare. Când se mai întâlnește Asociația Municipiilor? S-a întâlnit săptămâna trecută la Sibiu. Din păcate eu nu am putut să particip, am fost prins cu alte activități la Roman. În principiu au fost discuții generale legate de proiecția viitorului buget, lucrurile pe care le solicităm noi de la noul guvern. Joi nu se știa dacă și cu ce guvern se va discuta. Vinerea a avut loc reuniunea comitetului director. Vom primi o informare asupra tuturor deciziilor care s-au luat la nivelul acestui comitet director, însă cuvântul de ordine pentru noi și prioritatea numărul 1 o reprezintă creionarea bugetului de stat pentru anul 2020, pentru a nu mai avea surprizele neplăcute pe care le-am avut în acest an, cu buget aprobat în luna martie și bugetele locale în luna mai, pentru că nu avem timpul fizic să organizăm toate licitațiile pentru investiții pe raza municipiilor și nu numai. Ce propuneri concrete se vor face la nivelul Asociației Municipiilor, ținând cont de faptul că bisteria e goluță? Da. Când discutăm de creionarea unui nou buget, se ține cont de toate aspectele. În primul rând și cel mai important este eliminarea acestei poveri de pe spatele administrațiilor publice locale în ceea ce privește plata indemnizației și salariilor însoțitorilor la persoanele cu handicap. Este povara cea mai mare și, bineînțeles, reparația aceea și compensarea pierderilor pe care le-am avut în bugetul din 2018 prin reducerea impozitului pe venit. Cât la sută din nevoia de parcări asigură tot ceea ce s-a realizat, mai ales în acest an, că anul ăsta au fost mai multe ca anul. Pot să mă declar mulțumit de ritmul pe care l-am avut în ceea ce privește amenajarea de parcări pe domeniul public, atât parcări de reședință, cât și parcări publice. Evident că numărul de mașini crește de la o zi la alta. Dacă vreți, avem exemple probabil în familia fiecăruia în care la nivelul unei familii pot exista două, trei mașini. Nu există spațiul fizic astfel încât să putem rezolva problematica parcărilor. Însă, cred eu că am avut un ritm bun de amenajare de locuri de parcare, ritm pe care îl vom continua și în anii următori. Și, bineînțeles, vom crea și vom genera noi spații de parcare fără a afecta spațiile verzi. E lucrul cel mai important. Care a fost recolta de primele de rigoare, de rable, culese de dumneavoastră această campanie? Nu a fost cazul pentru a interveni noi personal. În urma demersurilor pe care le-am făcut, peste 10 autoturisme și inclusiv acel tir abandonat de mai multă vreme, au fost eliminate de către proprietari de pe spațiile publice. Asociația Unus Mirodaba era una din asociațiile pe care mi-a dat-o și ca exemplu de ce înseamnă colectare selectivă. Iată însă că și la aceste asociații, cele câteva pe care le-ați nominalizat, există sincope. De exemplu, la sfârșitul acestei săptămâni,
vineri nu mai avem unde arunca un ac la container, plus că nu au mai respectat colectarea selectivă. Păi, și foarte multe deșeuri din construcții și deșeuri vegetale. Păi da, aici, în primul rând, este atributul asociației de proprietari pentru a stabili împreună cu operatorul de salubritate ritmicitatea ridicării deșeurilor. E o relație contractuală între două entități juridice distincte în care primăria nu poate interveni. În ceea ce privește deșeurile care au fost aruncate acolo, dacă erau deșeuri provenite din construcții, trebuia anunțată poliția locală pentru a face investigații și ulterior cel care a aruncat deșeuri rezultate din construcții să fie sancționat. Aici mă gândesc că mi-ați vorbit, dacă mi-am amintesc eu din ceva timp în urmă, de intenția de a monta niște camere, măcar niște camere de la vedere în zona acestor puncte. Câte da, nu, puncte sunt 80 de platforme, nu vom putea monta niciodată cameră pe fiecare platformă în parte, însă este drept că avem două zone sensibile, mult mai sensibile decât cea indicată de dumneavoastră. Este vorba de platforma gospodărească de pe Aleea Revoluției și platforma gospodărească de pe Aleea Liacului. Acolo suntem deja în procedură de montare a acestor camere de la vedere. Mulțumesc. În cazul, rămângeți puțin ce altă vreodată vă era clar. Spuneți de politica fiscală care a dus la pierderi bugetare a bugetelor locale. Bun, dar astea se fac în timp. Eu mă refer strict la ce a spus asta, la o repartizare de fonduri din... În momentul în care s-a făcut rectificarea bugetară în vară, s-au alocat o parte din sume, s-au alocat direct către UAT-uri și o parte s-a creat un fond la dispoziția Guvernului pentru repartizarea acestora ulterioară în funcție de necesități. Noi am depus documente pentru funcționare, asta voiam să vă spun acum, pentru funcționare de 3,7 milioane de lei și pentru investiții 1,7 milioane de lei. În total 5,4 milioane de lei noi. Și banii ăștia, în funcție de cum se... Păi ei vin exact conform solicitărilor noastre, pentru că noi avem în momentul de față câteva unități de învățământ care nu se încadrează cu costul per elev și atunci trebuie să susținem din bugetul local această diferență. Am avut foarte multe probleme cu unitățile de învățământ în sensul în care unele dintre ele erau somate cu neracordarea sau cu eliminarea contoarelor de energie electrică, de curent. Practic erau câteva situații critice și atunci a trebuit să intervenim. Am luat sumele din alte surse, dar trebuie să le punem înapoi pentru funcționare. Cuvind tot asta, v-a adus aminte, mai uit în carte, unități de învățământ, sunt probleme ceva la centrale tehnice? Nu au fost probleme deosebite, au fost câteva probleme punctuale care au fost rezolvate. Ziceați, una din conferințe, că trebuie să dotați cel puțin pe cei din patrulare, polițiști locali cu camere. Da, sunt, deja de prin luna septembrie. Da. Deci e vorba de toate acele patrule care sunt în contact direct cu cetățenii. E vorba de cei de la circulație și cei de la patrulare care sunt în relația directă cu cetățenii și care aplică amenzi pe domeniul public. Acest lucru a fost generat de două nevoi. Pe de o parte, nevoia de a proba fapta celui care a fost sancționat, aruncarea mucurilor de țigară, cojile de semințe și așa mai departe. Pe de altă parte, mi-am dorit un comportament cât mai corect, atât din partea agenților de poliție, dar și din partea cetățenilor, în condițiile în care, dacă există abuzuri de o parte sau de alta, poate fi probate. Și cred că în ultimele două luni nu ați mai auzit reacții negative la adresa comportamentului polițiștilor locali. Eventual, sigur, sunt acele supărări, dar supărările nu sunt decât ale celor care nu respectă regulile. Și chiar am observat discuții legate de faptul că a parcat lângă o trecere de pietoni, dar cu ce a greșit, trebuia să fie sancționat. Păi eu spun altceva, dacă din cauza acelei parcări în dreptul trecerii de pietoni
un copil traversa strada și era accidentat pe trecerea de pietoni, putem spune că nu a fost o abatere atât de gravă cât să nu merite o contravenție? Sunt lucruri care trebuie respectate. În momentul de față zic eu că din punct de vedere al locurilor de parcare nu ducem lipsă de așa ceva. Vedeți dumneavoastră, parcarea de la Roman Vodă, în permanență se găsesc locuri de parcare. Vedeți pe centrul municipiului Roman, cel puțin eu când vin la ora 7:30 spre primărie, locuri de parcare foarte multe. Am eliminat practic și toate acele mașini care stăteau la vânzare și toate acele mașini care erau abandonate pe domeniul public. Le-am eliminat din zonele centrale pentru a putea crea spații pentru cei care au nevoi punctuale și de scurtă durată la instituțiile statului din zona centrală. Revenim la camere. După aceea, când ei se întorc din patrulare, cum se procedează? Urmărește cineva să stocheze? Bineînțeles, ele sunt stocate automat la ieșirea din schimb. Și de asemenea există obligativitatea ca într-un contact direct cu cetățeanul aceste camere să fie în permanență pornite. Da. Și o doua întrebare. Tot mai multe voci din cercul care va forma probabil guvernul s-au pronunțat zilele astea asupra încărcării aparatului administrativ la nivel central, dar și local. Era vorba de pile, de altfel de... Și se promitea o diminuare a acestui aparat la Primăria Română. Considerați că este o schemă încărcată? Eu vreau să vă spun următorul lucru. Odată cu intrarea în vigoare a legii salarizării, să știți că la nivelul fiecărei primării, cam fiecare primar și-a organizat activitatea de așa natură încât să se încadreze într-o anvelopă salarială și nu cred că au mai fost excesele care existau în vremurile de demult. La fel de adevărat este și faptul că prin lege s-au dat o serie de obligații către autoritățile publice locale care trebuie duse la îndeplinire fie cu oamenii existenți acolo unde este cazul, fie prin angajări. Problema supraaglomerării, să știți că nu există la nivelul autorităților locale, dar este o problemă reală la nivelul autorităților centrale, situație întâlnită și de mine de ori, de câte ori mergeam la București prin ministere, pe două scaune stăteau 6 oameni. Lucrau cu rândul pe calculatoare, ceea ce înseamnă că, da, este o prioritate la nivelul administrației publice centrale reorganizarea acestor ministere. Se execută niște lucrări în parcul municipal de primirea vegetației, tăierea de arbori și așa. Aveți cunoștință ce se desfășoară? Există un număr de copaci, da, la fel ca în fiecare an, copacii uscați și de aia și facem tăierile în această perioadă anului pentru a nu mai exista acea scenarită. Se vede clar, copacii care sunt tăiați în această perioadă sunt uscați, nu au vegetație absolut deloc. Sunt copaci care prezintă pericol de prăbușire, care pot cauza daune morale sau daune materiale sau umane. E vorba, cred, de vreo 40 de arbori din parcul municipal, dintr-un total de 60 marcați de către și inventariați de către comisia din care fac parte și reprezentanți de la mediu și de la ocolul civic. Practic nu e o decizie care se ia de către primăria municipiului Roman, sunt specialiști care vin și analizează toți acești arbori. Sunt și solicitări din partea unor persoane fizice sau juridice care ne-au adus la cunoștință acești arbori care sunt în pericol de prăbușire și da, vom continua de fiecare dată aceste acțiuni pentru că pentru primăria municipiului Roman este mult mai importantă prevenirea producerii de pagube pentru pagube materiale sau umane. În același timp, ca să fim corecți, noi anual plantăm circa, deci plecăm de la un minim de 2000 de arbori plantați în fiecare an și ajungem până la 5-6, chiar 7000 am avut într-un an. Sigur că ritmul de prindere a acestor arbori e undeva în jur de 65-70%, dar reluăm fie în toamnă, fie în primăvara anului următor, astfel încât, din punctul meu de vedere,
procentajul arborilor care trebuie doborâți este minim, nesemnificativ, comparativ cu ceea ce plantăm. Am observat în următoarea ședință de Consiliul Local Extraordinar un proiect legat de căminul și sala de sport de la fostul liceu de la Trișea Mivăr. Nu, e vorba de cantină, nu de sala de sport. Nu au sala de sport acolo. Și internat, da. Noi, în momentul de față, dorim să reintroducem, practic, toată această zonă, tot acel ansamblu, într-un circuit civil. El acum este blocat la Ministerul Educației, deși e evident, din punctul meu de vedere, că nu mai există numărul de copii care să ducă la redeschiderea acestui liceu. Clădirea, de asemenea, deși este în proprietatea municipiului Roman, ea, ca și competență, este la Ministerul Învățământului, la Inspectoratul Școlar Județean. Știți foarte bine că am avut foarte multe tentative de a aduce aici mai multe instituții ale statului, VAMA și alte instituții. Din păcate, n-am reușit la acea vreme. Reluăm eforturile de a transforma această zonă și de a o reda circuitului civil. Care e etapa următoare? Prima hotărârea de Consiliu? Hotărârea de Consiliu, în baza căreia vom vedea dacă guvernul va fi de acord să ne transferem proprietate cele două clădiri, e vorba de cămin și de cantină, după care să luăm o decizie ce este mai oportun de făcut, pentru că, din punctul meu de vedere, este păcat de acea investiție. A trecut mult prea mult timp și, ca orice construcție, atunci când nu este folosită, se degradează și este păcat de acest lucru. Și ce ați vedea acolo? În momentul de față, nu, sub nicio formă locuințe sociale. Mi-aș dori să fie o activitate care să genereze plus valoare la nivelul municipiului Roman, nici de cum locuințe sociale. În ceea ce privește locuințele sociale, avem aprobat și așteptăm proiectul pentru ansamblul de 56 de locuințe sociale de pe strada Islazului. Credem că în momentul de față e suficient acest lucru. Urmează să vedem și să obținem finanțare și pentru celelalte obiective pe care noi le avem depuse, atât la ANL, unde mai așteptăm finanțare pentru încă două blocuri pentru tineri. S-au reluat lucrările și la blocul pentru medici, specialiști în sănătate, așadar stăm bine și din acest punct de vedere. A fost o decizie în privința circulației în zona hotelului Roman săptămâna trecută. Aveți o viziune în reorganizarea circulației în municipiul Roman și în alte aspecte? Ce soluții? Ce da. Idei? Acolo știți foarte bine că o propunere a mea a fost de realizarea unui sens giratoriu în zonă. La nivelul Comisiei de Circulație însă nu s-a identificat ca fiind viabilă o astfel de propunere, în condițiile în care întreg traficul în scoarul de la hotel ar fi creat ambuteiaje. Soluția convenită până la urmă a fost aceea de extindere cu o bandă a ieșirii din Cuza Vodă către Bulevardul Roman Mușat, lucru care se va întâmpla în primăvara anului viitor. Și în alte zone s-au mai luat în discuție alte idei de proiectizare a circulației? Da, s-au mai stabilit și s-au mai făcut câteva propuneri. Eu personal nu am participat și nu particip de regulă la aceste comisii de circulație. Îmi propun însă pe viitor să-mi fac timp să particip și eu, pentru că sunt luate decizii care afectează circulația pe raza municipiului Roman și dacă a fost ceva să reproșez comisiei, a fost faptul că nu au comunicat așa cum trebuie aceste modificări, nu au fost aduse la cunoștința opiniei publice în primul rând, prin toate mijloacele pe care noi le aveam la dispoziție și cred eu că este lucrul care deranjează cel mai tare, chiar dacă deciziile care se iau acolo se iau împreună cu specialiști, cu reprezentanții ai Poliției Naționale și au rolul de a fluidiza și de a crea un trafic în condiții de siguranță. Cred eu că toți conducătorii auto trebuie să înțeleagă faptul că siguranța
traficului trebuie să fie pe primul loc. Și cu toții sunt convins că ne dorim să avem cât mai puține accidente rutiere pe raza municipiului Roman și, bineînțeles, și ambuteiaje cât mai puține. Cine prezidează comisia asta? Da. Președintele acestei comisii este arhitectul șef al municipiului Roman. Da. Și totuși, de ce s-a renunțat la verde intermitent? A fost o decizie luată de Comisia de Circulație. Argumentele au venit din partea reprezentanților Poliției Rutiere de la Roman. Păi să fluidiza traficul. Cei care o luau la dreapta nu stăteau la coadă. Să fac cozile acum până la jos la sensul giratoriu. Nu, n-ajung chiar până la sensul giratoriu, să nu exagerăm, dar este drept că existau și persoane care fentau semaforul de la... Dar era o ilegalitate, dar nu făceau nimic rău. Păi nu, dar eu nu spun că era o ilegalitate. Atunci... Propunerea lor și părerea lor a fost că nu trebuie să fenteze această culoare galben intermitent. De asemenea, legislația prevede că la culoarea galben intermitent a semaforului nu ești obligat să faci dreapta. Dacă te așezai și știți foarte bine că se așezau mașinile în două rânduri acolo. Dar trebuie să fim corecți până la capăt și să spunem adevărului pe nume, chiar dacă într-o primă etapă orice modificare din aceasta creează anumite, să spunem, neplăceri în trafic, fiind obișnuit cu un anumit mod de semaforizare sau de indicare prin aceste indicatoare rutiere, încetul cu încetul lumea se va obișnui și se va adapta la noile rigori și mai ales plecat și de la perspectiva în care se gândește extinderea cu o bandă a ieșirii din Cuza Vodă, care va trebui să aibă un verde intermitent la dreapta pentru a putea genera un trafic și către strada Alexandru cel Bun cu ieșire din Cuza Vodă. Ce era greșit până acum? Vă spun ce era greșit. Era verde intermitent semafor, iar marcajul era numai dreapta. Trebuia să fie marcajul înainte și la dreapta, cel de pe stradă, și atunci rimacul. Da, mă rog. Dar să apintezi la stânga, cum făceai dreapta, să nu mai intri la câte ce care făceau. Nu, cred că puteai că... Nu, sub nicio formă, nu. Dar asta chiar greșiți. Dar chiar greșiți. Dacă să nu fenteze și dacă fentau, ce cât nu e o ilegalitate? Păi nu era o ilegalitate, dar nu mai crea acea cursivitate în trafic de care era nevoie. Pentru că ei veneau, fentau și tot încurcau E85. În loc să stea la... Îi bloca și pe cei de pe Cuza Vodă și așa mai departe. Da, întrebați, cereți păreri de la Poliția Rutieră? Eu cred că sunt cei mai în măsură să vă dea relații despre acest lucru. Dar am reținut că dumneavoastră personal sunteți nemulțumit de modul în care comunică această comisie. Da, asta am spus-o, da. Tot în zona acolo avem un spital vechi care aveți idee, mai există vreun viitor pentru construcția respectivă? Aici aș vrea să... Da, chiar am purtat discuții ieri la episcopie pentru că am fost invitat la această mare sărbătoare de hram a episcopiei Roman. Ceea ce a ținut de primăria municipiului Roman s-a realizat. Practic, ei au primit tot sprijinul de care au avut nevoie și în momentul în care s-a aprobat planul urbanistic zonal și avizele și documentele de care au avut nevoie au venit cu o celeritate foarte mare. În momentul de față e important de văzut pe partea de finanțare, pentru că acest lucru este cel mai greu pentru Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, proprietarul acestei clădiri. În continuare, orice solicitare de sprijin pe care o vor avea către Primăria Municipiului Roman le va fi onorată și sprijinul va fi necondiționat, pentru că este o clădire emblematică pentru municipiul Roman, la fel cum va primi sprijin orice altă entitate care are proprietăți pe raza municipiului Roman și care dorește să le reabiliteze. Și aici ne referim, dacă vreți, și la Casa Pionerului, care aparține Episcopiei Armeniei. Dar
pârghiile prin care primăria municipiului Roman poate să intervină sunt destul de reduse. Ați văzut în localitățile unde s-a refăcut centrul vechi. A fost o perioadă în care aceste clădiri erau acoperite cu niște meșuri. Nu, adică e o chestie de... Zona e frumos făcută și clădirea aia se termină. Nu ați putea să vorbiți cu oficialitățile de acolo să-și facă niște meșuri, să acopere cumva toată chestia aia. A, ce... Impozit mare nu aveți cum să... Păi n-am cum că ei nu plătești impozite. Măcar să creezi o imagine. Păi, încercați dumneavoastră să postați o discuție cu ei, să vedeți ce vreau. Rumașcanii se întreabă, pentru că văd, ei intenționează să-și facă și self-service la spălătorii auto și nu știu ce butării și așa mai. Și se întreabă, domnule, la spitalul ăla până la urmă... Păi eu aș zice că cel mai bine ar fi să întrebați pe reprezentanții arhiepiscopiei, cred eu că sunt cei mai în măsură. Așa de, nu port astfel de discuții cu episcopii. Eu sunt măuri așa că da, păi tocmai asta e. La bugetul care este acum. Eu mai am două întrebări, domnul primar. Vreau să mă rog legat de complexul acela de la liceul. Ați vorbit despre darea în proprietate, să dar în aceste condiții nu puterea de decizie nu mai are ministerul, pentru că e lege organică și terminește la Parlament. Nu, la Parlament se poate prin hotărâre de guvern, pentru că tot prin hotărâre de guvern s-a preluat și teren. Așa, și a doua, când ați vorbit despre parc și vegetație de acolo, știu că până anul trecut toți castanii erau afectați de o boală, mai știți ceva? Sau nu, în momentul de față nu avem probleme deosebite, sunt doar acei copaci afectați fie de faptul că s-au uscat, fie de... Nu, în momentul de față. Găunul așa rupt în interior. Nu? Atât, mulțumesc. Mulțumesc.